Violența în familie este un fenomen care a persistat mult timp în societatea noastră, numai că a fost o formă ascunsă, nu s-a vorbit despre ea, dar în familie, între generații, zicem, tinere și cei mai în vârstă, permanent au fost conflicte, ce este caracteristic pentru aceste generații, dar în fond, lumea era mai liniștită, mai calmă și avea o atitudine negativă față de acest fenomen. În perioada de tranziție, și anume când am obținut independența, odată cu procesul de democratizare, oamenii au înțeles democrația ca o formă atât de libertină că poți să-și permiți să încalci drepturile altcuiva. Cel mai mult în această perioadă s-a intensificat violența în familie datorită plecărilor femeilor după câștig. Ce este un fenomen negativ pentru societatea noastră și o rușine pentru bărbați. E foarte mult de lucru la acest capitol. Pentru generația tânără trebuie să ne ocupăm de educație. Pentru cei care deja au crescut poate în violență și au avut experiențe de violență în viața lor și ei doar o reproduc, trebuie să muncim cu organele de drept împreună, dar și cu inițiative publice să se discute în spațiul public despre violență, de ce nu e bine, de ce trebuie să combatem stereotipurile, de ce stereotipurile nu sunt legi, sunt doar niște norme inventate și așa pas cu pas. Violența în familie este rezultatul frustrărilor și rezultatul abuzului în sine a abuzatorului. La moment, poliția este aproape față de violențele, victimele violenței în familie, acordă tot sprijinul și solicităm acestor victime ale violențelor în familie să nu tolereze astfel de fapte, și atunci când este nevoie să apeleze numărul unic de urgență 112. Poliția este alături și acordă tot sprijinul în regim de urgență. Împreună vom reuși. Eu cred că acest fenomen este prezent oriunde. Și el nu este prezent doar acolo unde el se ascunde. Și unde facem iluzia că el nu este, da? Exact așa cum noi facem iluzia că nu există oameni cu dizabilități pentru că nu sunt în stradă, de atât că nu au capacitatea să vină în stradă. Și este foarte important ce faceți dumneavoastră pentru că, de fapt, vorbind despre acest fenomen, scotând în evidență acest fenomen, încercând de a-l face el public și de a micșora gradul de toleranță față de oricine cine vrea să ascundă acest, este cel mai bun modalitate de a-l combate. Nu-l ascunde, dar vorbi deschis despre el. În societate se vorbește despre violență foarte teoretic. Din păcate, aceasta se manifestă diferit și mi-aș dori ca în Cahul și în toată țara să înțelegem pe de o parte care este cadrul legal existent, să acționăm fiecare, de a sesiza acolo unde vedem, cunoaștem cazuri de violență, să sesizăm aceste cazuri și să nu admitem ca cei care, într-adevăr, sunt victimele violenței să fie pe de o parte să beneficieze de asistență, iar cei care sunt violenți să fie, bineînțeles, sancționați. Este datoria fiecare de noi să descurajăm, deci de a lua măsuri cu acești oameni, fie partea de educație, fie partea de coerciție, pentru că, din păcate, fenomenul violenței a fost mereu în societate. El fie nu a fost raportat, fie oamenii sau societatea nu i-a acordat suficientă atenție. Dar trebuie spus lucrurilor pe nume și îmi doresc cât mai mult în comunitatea noastră să fim implicați ca într-adevăr să avem mai puțină violență, mai multă dragoste, mai multă educație, așa încât oamenii să considere că acest lucru nu numai că nu este frumos, dar este dăunător întregii societăți, nu doar acelei familii sau persoane care este victima violenței.